Existența părea a fi mai largă și mai înaltă. Intrai cu el într-o țară imaginară în care toate erau cu putință și toate erau frumoase pentru că toate puteau deveni poetice. Ați fost unul din apropiații de suflet și de spirit ai lui Nichita. De când datează primele amintiri legate de el? Distinsă doamnă Ioana Bogdan, primele amintiri și foarte pregnante datează de la Cenacul Lapiș. Pe vremea când eu eram student și când, dintr-o dorință firească de a cunoaște lumea bucureșteană, lumea artistică, mergeam în fiecare luni la Cenacul Uniunii Scriitorilor, condus de reghetatul Eugen Barbu, și unde veneau, deodată sau pe rând, toți mari scriitori ai vremurilor noastre. Acolo, Nichita Stănescu, din când în când, apărea, așa cum îl știm, așa cum ni-l amintim, însoțit mereu de o suită extraordinară și lumina în jur totul, și la propriu și la figurat. El spunea, prietenii mei sunt... El spunea, prietenii mei nu sunt mulți, dar în schimb sunt nenumărați și vă numărați printre aceștia. Mă nenumăram. În perioada când îl admiram, el nu mă știa. A fost și o perioadă în care nu ați fost în relația aceasta de admirație? Nu cred. Să vă explic. Deci, stăteam într-un colț la Cenacul Nicolae Lapiș. Îl admiram și pe el și pe ceilalți, lista e foarte mare, spre gloria culturii și literaturii românești. Și nu credeam, studentul de la arte care eram, discret și timid. Venit din Transilvania în capitală, că voi ajunge să stau alături și să
discut cu celebrul deja Nichita Tănase. El a avut nenumărați prieteni în toate mediile sociale și printre creatori. A avut mulți prieteni pictori sau desenatori, graficieni. Poezia lui era o dovadă a unui mod de a vedea lumea și cu ochi de pictor. Pentru că în poezia lui domină imagini de foarte mare forță plastică. El zicea că muzica, pictura și sculptura sunt specimene ale poeziei. Ele intră prin canalurile simțurilor mai întâi prin ochi și urechi. Ele sunt tranzacții către cuvânt, către aura cuvântului. Că poezia nu poate fi ilustrată și totuși există posibilitatea confluențelor între aceste arte. Unde vă situați dumneavoastră aici? Dacă nu vorbiți oficial, așa ca un reprezentant de marca picturii românești în perioada aia și el fiind poetul contestat sau necontestat, dar recunoscut de către tot ca fiind numărul unu al literaturii române, al poeziei române. Vă mulțumesc de precizare. N-am să fiu oficial. Am să fiu însă cât foarte riguros. Cum s-a apropiat de pictura dumneavoastră? Doamna Ioana, întâi ne-am întâlnit. Unde? Mai țineți minte? Sigur că da. Îi datorez această întâlnire din la ora respectivă, pe semne că ne-am fi întâlnit mai târziu. Deci îi datorez distinției nevastă colegie Smaranda Jelescu, poetă deja cunoscută în generație, care cunoscându-mă și detectându-mă, și-a dat seama că trebuie să mă întâlnesc mai repede cu Nichita Tănase. De ce? Cred, niciodată n-am întrebat-o. Pentru că în vremea respectivă, la orice prilej, tineret și cultural, eu, însoțit de nelipsita chitară, o vedem aici, recitam versuri din poetul meu preferat, care era Nicolae Labiș și Ion Alexandru. Deci, debutul lui Ion Alexandru și versul de Nicolae Labiș, bineînțeles, Moartea Căprioarei și tot ce vă imaginați. Așa că Smaranda a simțit nevoia să mă smulgă din mediul meu și din opțiunile mele, m-a dus într-o iarnă cu nămeți de 2 metri prin niște poteci între nămeți, pe lângă statuia aviatorilor, la distinsa poetă Vera Lungu, într-o casă vagon de epocă, cu 3 camere succesive, cum le știți, în capăt, pe un tron, realmente pe un tron, stătea idolul meu de la cenacul Nicolae Labiș, Nichita Tănase. Era fum, am înțeles că de 3 zile nu dormise nimeni, erau 2 coloane de admiratori și admiratoare, stând turcește, fumând, pipând. El improviza versuri, dedica tuturor, cred că erau peste 30 de persoane, și într-o atmosferă cinematografică extraordinară, fum, așa, oarecum fantastică starea, Smaranda a venit cu al ei, care eram eu, și a atras atenția că mai există în contemporanitate persoane care merită să fie ascultate. Nichita a simțit imediat, se știa bine și o admira pe Smaranda Jelescu, mi-a dat cuvântul, am recitat din Nicolae Labiș și Ion Alexandru. El a reacționat cum, pe urmă, îl știam cu toții, foarte clar și precis. S-a ridicat, m-a smuls din acel conclav, din acea adunare nobilă, pe care nici n-am apucat să o înțeleg, dar aminte să o memorez. M-a luat cu un taxi și am fugit în drumul taberei la el acasă, ca să mă cerceteze de aproape de ce îmi place Nicolae Labiș și Ion Alexandru, atenție, fără să mă corecteze. Și toată noaptea, e oarecum cunoscută povestea, eu nefiind, să zicem, atent la niște delicatețe, i-am explicat cu pozbitățile mele de atunci de ce îmi place Nicolae Labiș și Ion Alexandru
El mă mângâia pe cap, mă încuraja, spre disperarea lui Gabriela Merinescu, dacă îmi permite, care din 10-10 minute îl atenționa că figura mea nu inspiră nimic bun, că le-au dispărut multe lucruri și că să fie foarte atent, iar el avea un singur argument. Bătrâna mea iubită, acest cetățean care cică și pictează, recită din lapiș. N-o să ne ia mare lucru din bucătărie. Asta e prima întâlnire. Cum au fost celelalte? S-au succedat cu rapiditate sau au avut intervale mari? Pentru că ați fost la un moment dat foarte apropiați. La un moment dat se vorbea de un trio de aur. Nikita, Bandac și Mitru Fărcaș. Da, trio... Până la momentul acesta, din anii 80. Da. Exact. În anii 80 s-a întâmplat, deci cu 3 ani înainte să dispare. Dar ca să vă răspund la întrebare și să fixăm în epocă, de fapt, despre Nikita Stănescu vorbim, deci să încercăm să fixăm o altă dimensiune. Da, Nikita zicea așa, îmi permit să citesc, mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă mi-a plăcut foarte mult propoziția, citatul în momentul acesta, chiar dacă pe unii o să-i sperie curajul afirmației. Nikita spunea, avea un prieten e mai vital decât a avea un înger. Cunosc. Sigur, era o metaforă. Cunosc metafora, cunosc afirmația, cunosc credoul, că cred că e vorba de un credou, și nu mă încumet acum, încă, nu cred că sunt pregătit să descifrez toate înțelesurile. Dar îmi permit să îmi extrag în ceea ce mă privește partea legată de șansa mea de a întâlni această ființă superioară, unică poate. Deci, reiau puțin de la prima întrebare. Imediat după întâlnirea de la Casa lui Vera Lungu, urmată, cum spuneam, de invitația, ce m-a judecat, m-a luat cu forța, în casa în care stăteam drumul taberei, foarte aproape de mine, el m-a vizitat la scurtin. A descoperit în mine ceva care îl interesa. Nu știu nici acum de ce. Și chitara care o avem pe perete și care va surprinde prin ineditul ei, e vorba de o poezie chidă Nikita, semnată și anul 70, se pune în mărturie. M-a căutat într-un motave la atelier, eram cunoscut doar în mediile mele, clasice, și s-a instalat. Și a instalat comandamentul general. Și cu tot alaiul său de curte, care nu mă cunoștea și nici nu interesa persoana mea. Eram simpatic oarecum, vesel, un bun companion, gătesc bine, se știe, și invit cu plăcere prietenii, cântam la chitară, dar Nikita urmărea altceva. Nici acum nu știu dacă a obținut sau nu ce urmărea. S-a instalat în drumul taberei, și din timp în timp venea direct la sediu și coordona o acțiune culturală eminamente de mare anvergură pe care încetul cu încetul am dezlușit. Îndrăznesc să presupun un răspuns la întrebarea care vă frământ acum. Poate unul din răspunsuri o să fie acela că Nikita încerca să transforme în substantiv comun numele de familie. Bandac, un Bandac era Mihai Bandac pentru el și vrea să-l impună și altora acest termen? Doamna Ioana, vă mulțumesc pentru amabilitate și pentru creditul care mi-l acordați. Nu era încă vorba de așa ceva. Acest lucru s-a întâmplat de-abia în 81, la expoziția de la Cassandra, organizată de Octavian Cotescu, din niște rațiuni para-artistice. Să ajungem acolo cu expoziția și cu această formulă
extraordinară de conlucrare care s-a materializat în albumul de pictură, poezie și muzică, dacă pot să spun așa, intitulat Anotimpuri, după titlul luat din expoziția dumneavoastră. Aș vrea să mai vorbim despre Nichita. Vorbiți-ne de el ca om, pur și simplu, nu ca poet. Prefer de fiecare dată să vorbesc de el ca om și cred că mi-asum și în această direcție mari răspunderi, dar oricum mă pot descurca, am oarecum argument. Pentru mine acest poet a fost și va rămâne întotdeauna o ființă de excepție, o ființă superioară, o ființă rară. Dacă mă mândresc cu prietenia, încrederea și stima lui Toma Caragiu, altă ființă superioară, alt geniu al epocii noastre, al lui Octavian Cotescu, al lui Vitu Farcașu, în egală măsură sau poate mai mult mă mândresc și de câte ori am prilejul spun celor din jurul meu, deci mă mândresc cu prietenia cu Nichita Stănescu. De ce era o ființă unică și extraordinară? Florin Mugur, invitat odată de către un jurnalist, să-mi fie iertat că nu mai țin minte în ce împrejurare, dar țin minte că pornea la acest interviu cu precizarea că atunci când îți aduci aminte de cineva nu o poți face în mod exhaustiv și că personajul îți apare în niște ipostaze particulare din unele momente pe care le-ai avut alături de acest subiect. Dumneavoastră, când încercați să vă aduceți aminte de Nichita, cum îl vedeți? De fiecare dată la fel sau altfel? Și, de exemplu, acum că vorbim de el, cum vă apare în fața ochilor? Acum el e cu noi. Sunt convinsă că e cu noi. Ceartă toată că... echipa este foarte emoționată, trebuie să o spuneți și să o recunoaște. De ce vă ceartă? Mă ceartă că spun prostii și că încerc să devin... sau simt nevoia să devin foarte grav, ceea ce nu i-ar place, dacă ar putea să ne spună. El e aici și văd că mă și semnalizează. El, care avea poate ca nimeni altul conștiința valorii clipei, precum și conștiința eternității în raport cu clipa sau indă, ori de câte ori l-am întâlnit eu, eu mă refer la acest întâlnit, valorifica clipa, iar clipa pentru el însemna prietenia, relația cu omul, cu cetățeanul, poftim, cu băieții, cu fetele, cu istoria, istoria culturii românești și universale, cu istoria propriu-zisă, cu demnitatea națională, cu valorile naționale, din nou cu bucuria de a trăi, cu cântecul, cu melancolia câteodată, el o transmitea întotdeauna starea. Noi eram fericiți, eu și cercul meu, când îl întâlneam, eram tușat, eram marcat. Te întâlneai cu Nichita Stănescu. El, din contră, sau deopotrivă, era fericit că se întâlnea cu o ipostază, să spunem, normală și demnă a societății din respective, a omului din timpul vieții sale. Spuneți-mi, cum s-a apropiat de pictura dumneavoastră? Pentru că a avut poate cele mai elogioase aprecieri în legătură cu pictura dumneavoastră. Vă considera cel mai mare colorist după Lucian. O licență poetică. El răspunde de asemenea afirmații. Dacă el este acum cu noi, ce credeți că ar putea să spună în clipa aceasta, dacă printr-o minune ar fi de clas? Cred că ar spune așa, bătrâne Bandac, las-o pe doamna Ioana să-și formuleze întrebările ca lumea, nu mai interupe. Tu ai cu totul și cu totul alte misiuni.
ai misiunea, de exemplu, să o chem imediat pe sora mea dragă, Mariana Stănescu. Să-l chem imediat pe Dumitru Fărcaș, că-și prea s-a lenevit. Să cântăm imediat, din nou și împreună, despre Transilvania, despre Doină, despre Mioriță, despre Daci, să ne bucurăm, să începem să tropotim, să ne audă toți prietenii, dar mai ales, doamnă Ioana, toți dușmani, preluase de Maramureș această unică formulă de a închina un pahar. Poate că nu o știți sau trebuie să vădă, nu o cunosc. Se spune mereu în Maramureș și mai târziu în viață înțelegi, când ciocnești cu un prieten, să ne trăiască dușmani ca să ne vadă fericiți. Deci își preluase Nichita această formulă aproape magică și cred că în două ore s-ar strânge aici la jumătate din Bucureștiul, care acum e neiniștit, așa împrăștiat. Acum toți am trăit momentul de după moartea lui, care ne-a scutit de o potrivă, realizând pierderea uriașă pe care o suferă cultura românească. Au urmat pe urmă alte timpuri în care Nichita a fost puțin uitat de către unii. Au fost momente în care a fost chiar subiect de injurii și de atacuri neloiale, pentru că el n-are cum să răspundă acestor atacuri. A fost ultragiat, e contestat. Au existat voci care l-au făcut colaboraționist al regimului trecut. Dumneavoastră știți, pentru că ați trăit în preajma lui, știți bine că lucrurile nu au stat așa. De ce credeți că prietenii lui, în marea majoritate a lor, sunt în viață, nu fac mai mult pentru Nichita? Sau fac suficient? Știți de ce spun asta? Pentru că noua generație, mă uit la generația de liceeni, care acum în primăvară străbat străzile însorite ale Bucureștiului, foarte puțin știu de Nichita. Ori generația mea, mai în urma dumneavoastră, era fascinată și fredona de dimineață până seara cântece pe vesele lui Nichita, recitau versuri de ale lui Nichita, toți cei din generația mea. Și nu cred că nu a fost tentat vreun tânăr să-i spună iubitei lui un vers din primele poezii de iubire ale lui Nichita. Să fie el uitat la 12 ani de la dispariție de către valul de generație tânără care vine acum? Nu. V-aș răspunde altfel, dacă îmi permite. E foarte dens întrebarea dumneavoastră, cum constatați, și nu cred că o să-i fac față, dar selecționez într-o ierarhie proprie tot chestiune cele mai ardente. În primul rând, vă reamintesc, că știți la fel de bine ca și mine, că destinul, deci istoria și evoluția mitului, el e un mit. Are niște legi aproape necunoscute. Mi se pare că noi detectăm și cunoaștem. Ba uneori mi se pare, și asta deja este hazliu, că putem să declanșăm evoluția unui mit. Nici vorbă. Nu cred. Mitul, deci evoluția unei idei întruchipate într-o persoană, are legile sale. Și foarte rar, sau aproape niciodată, nu poate fi coroborat sau interpretat din perspectiva unor comandamente într-o anume perioadă, într-o anume epocă. Distanța față de el, distanța fizică, distanța optică, distanța spirituală, înseamnă cu totul altceva decât două, trei voci care din diverse rațiuni sau sentimente sau resentimente au simțit nevoia să-l dezavueze pe el sau pe Eminescu sau pe sculptorul Angel de la Ateneu, care
ne-a lăsat imaginea lui Eminescu. O dată, doi, ați categorisit generic formația asta socioculturală, să spunem, care se referă la geografia asta. Și i-ați numit, sau ați numit o formație de prieteni. Nu e adevărat. Noi nu știm prietenii lui. Eu nu știu dacă i-am fost prieteni. În ceea ce vă privește, nu știți? În ceea adică, ce radiografiind-vă sentimentele dumneavoastră? Nu, eu i-am fost, dar nu știm în ce loc, în ierarhie. El își așeza în prietenii mine. Nu știți ierarhia. Deci nici pe cei care se referă la el, nu știu dacă i-a fost prieten sau nu. Că au declarat ei și cum au revenit, e altă treabă. Dar cred că cel mai important lucru aici este și istoria va așeza lucrurile unde trebuie. Noi vom trăi, vom apuca această luminare. Deci, cel mai important lucru ar fi următorul. Nikita, ca și oricare altă mare prefaitate din orice epocă, prin simpla sa manifestare, prin simpla sa existență subiectivă, prin excelență subiectivă, a creat deopotrivă probleme pozitive celor care aveau nevoie de prezența sa, de satisfacție, deci visuri, reverii și așa mai departe, speranță, încredere în om, în ființă, în destinul ființei, dar deopotrivă a creat reacții contrare la nivelul ființelor mai puțin dotate și care cred mai puțin în destinul natural și cred în destinul artificial. Și ca să fiu mai la să vin mai la întâlnire cu întrebarea mea voastră, simplificăm puțin, da? Merită că nu e timp mult, astăzi discutăm. Nikita și-a anunțat foarte delicat, aproape imperceptibil, dezacordul cu nomenclatura. Cu orice fel de nomenclatură și cu acoliții săi. Nomenclatura din orice dicționar, dacă e să răspundem, înseamnă o construcție artificială, deci este o postură impostorială. Și ori dorești să devii, ori devii ceea ce nu știi. Iar acoliții săi sunt așiștele. Și atunci nomenclatura din câmpul artei, nu artist, nu se leagă una pe alta. Era afectiv. În această încăpere atelier din casa Bandacului, cum spunea Chita, s-au petrecut seri, zile, nopți de poezie, de muzică, alături de Nikita, alți prieteni comuni, artiști, poeți, cântăreți, oameni care iubesc frumosul. În toate aceste ceasuri, de la prieten la prieten, la artist la artist, ce credeți? Conștientiza faptul că este atins de aripa geniului și ce impact avea asupra lui această revelație? V-a mărturisit vreodată ceva în legătură cu asta? Nu. Dar dumneavoastră ce credeți? De când l-am întâlnit prima dată la Cenacul Labiș în anii 60, de câte ori am întâlnit pe urmă, în diferite ocazii și postaje, dar mai ales în ultima perioadă, aceea din 83, când ne întâlneam aici, într-o două camere goale, am înțeles că are această conștiință a geniului, care e argumentul. Să nu vă așteptați să fie unul cultural, deci literar, nu. Cred eu că am simțit o dimensiune tragică, iarăși revin, privirea lui din ultimii ani, îl dureau neputințele ființei umane, ființelor din jurul lui, îl dureau lacunele, carențele de caracter, de comportament, iar geniul se manifesta prin iertarea în permanență, deci era de inspirație divină. Iertam permanentă
toate nereușitele de la nivelul speciei, toată lipsa de virtute care se manifesta în fiecare contact cu mine, cu altul, cu alta, cu altele, cu altul. Un confrate din aria poeziei spunea despre el că a strâns toate mâinile care i s-au întins. Și pentru că vrea atât de mult să țină contact cu viața, încât a botezat mulți copii. A fost naș de căsătorii. Din păcate, din cauza unei asemenea întâmplări de nășire, a și murit, din păcate. Deci, n-aș subscrie. În dorința lui de a se lega de viață. N-aș subscrie neapărat, dar nici nu blochez o asemenea gândire. El era neîmplinit matrimonial. A iubit teribile femei, frumoase, distinse, minunate, dar n-a putut să construiască ceea ce numește o familie. Pe semne că aici sunt alte lucruri care eu nu putem să le analizez. Geniul, pe semne că trebuie să intre în alte relații cu femeia. Geniul masculin trebuie să intre într-o altă relație cu femeia. Și atunci era neîmplinit. El fiind un om de casă, culmea. Cum știe ceva mine, Mariana Stănescu, distinsa profesoară și soră, era un om de casă, de gospodărie, de frigider, de bucătărie, de tocăniță, de înghețată, de tort, de lenevire, de puțin televizor, de discuție caldă. Pentru că am ajuns aici, haideți să ne reamintim cum s-a născut albumul Anotimpuri, care a însemnat foarte mult în activitatea dumneavoastră, da, ca plastician de marcă. Pentru că este un lucru ieșit din comun, acest album. Pe lângă faptul că e un florilegiu pictural, el este un florilegiu poetic și în același timp susținut de discul lui Forcaș cu cântecele lui inimitabile. E un album fantastic. Eu cred că atunci când cineva ar vrea să facă un cadou unui străin, un obiect, un lucru, o amintire, ceva care să fie foarte românesc, cred că acest album ar fi foarte potrivit. Vă spun pentru că eu am vrut să fac acest lucru de nenumărat ori și mi-a fost foarte greu să-l găsesc. Apelați cu încredere la firmă. Știu că Fundația Nichita Stănescu l-a reeditat. Haideți să ne întoarcem în anul 1981 și să vedem cum s-a născut acest album, Anotimpurii, în urma expoziției dumneavoastră, Anotimpurii. E legat de expoziție. Poate să ne întoarcem Nichita Stănescu, inconfundabil. De ce? Încă din organizare. Eram oarecum interzis în epoca. Toată lumea acum e interzis. Cred că și ce pe existe, dacă îi chemăm acum, au fost interziși, toată lumea. Dar noi să revenim la o dimensiune mai firească. Eram, am proba, am să vă rog să o filmați. Este o probă uriașă. Găsită la? La Bereboiești. Așa. Dar unde? La Bereboiești, doamna Ioana Bogdan. Acolo vom găsi multe în timp. Și e color, e color. Deci, o punem aici, nu știm dacă e pictură sau poezie. Haideți să ne amintim. Da. Deci, în epocă, blocat fiind, sunt destule mărturii, Nichita află și operează. Vorbește la editura Sporturii cu directorul regretat Gheorghe Constantinescu, domnul Mihail Cârcioc, distinsul miliardar din zilele noastre, la rândul prieten din anturajul Nichita Stănescu și Pistuț și Mircea Micu, intervine și el, se hotărăște, sunt pus în plan, Nichita anunță că va antura toată această operă. Suita de tablouri. Eu văd de o carte întâi, e albumul Anotimpurile, o să-l filmăm, domnul. Redactorul și el, regătatul Damirescu, colaborează cu Nichita în secret, eu nu intervin, n-aveam nici, nici nu credeam că o să apară. Deja mă resemnase, n-aveam voie să ies din țară și așa mai departe. Apare cartea 93,
se spune cea mai nobilă din epocă. Purta, deci, deschiderea făcută de ceva de Nichita Stănescu, era pe negru. Au zis tovarăși, pe negru? Este. Și așa mai departe. Și alte semnături prestigioase din epocă și din alte timpuri. Pe urmă, Nichita contactează celebra, altă celebritate, editură Kim Press, de aici în regiune, unde niște mari iubitori de cultură care au scos această mapă, acest tip de mapă. Prima era Mihai Eminescu, George Enescu, Ștefan Lucian, pe urmă Arghezi, Gheață și așa mai departe. Deci este un interes major care va trebui să-l subliniați, v-aș ruga în viitor, cultural. E unică această editură. Câinii mei se aud, sunt alertați ei. Probabil că știu legile noastre nemiloase cu reclama la penigul ecran. Da, pe semne, acum. Să sărim peste momentul acesta. Și atunci tot Nichita declanșează această întâmplare împreună cu alt regretat, nu foarte mult regretat invocăm astăzi, director de la Faiman, de la Baia Mare, Mircea Chirilă, și apare un calendar și pe urmă se conturează mapa. Poeziile sunt scrise special, inspirate sunt de tablouri sau? Da. Nichita în multe ateliere a scris poezii pentru tablouri, deși în atelierul meu, încă din 70, pe chitară, nu? Când n-aveam hârtie. N-ați vorbit de chitară, asta îmi pare rău. Deci... mi-a venit timpul. Mă rog să mă iertați. Sunt grăbit. Și semna dedicat. Mi-a dedicat și mie imaginilor mele pe care le preluase și le însușa. Și titlurilor îndrăznesc să cred. Și atunci s-au întâlnit toate aceste lucruri în mapa la care v-ați referit. E făcută după 80, de Kim Press, în colaborare cu Fundația Nichita Stănescu. Are aceste virtuți care le-ați invocat și vă întăresc în sentiment. Ea a fost folosită de către guvernele din perioada post-decembristă pentru protocol. Deci primul ministru din 90, 91, din 92 și în continuare Ministerul de Externe, domnul Meleșcanu, președinția, au folosit. Deci e o valoare deja de protocol mare și indiscutabilă. Ce credea Nichita despre această mapă? Doamne, el n-a văzut. N-a văzut? Nu, albumul el l-a semnat. A, mapa cu cele trei e... Mapa e... Cu discul... Da, el a gândit-o, dar n-a putut să o observată. Albumul l-am și inaugurat. Spuneți-mi o clipă de sinceritate, dacă se poate. Aici am ajuns. Spuneți-mi, ce ați simțit? Poate pare o întrebare banală, dar nu mă pot stăpni să n-o pun. Ce ați simțit când Nichita Stănescu vă decreta cel mai mare colorist după Lucian? Era o surpriză? Sau o bucurie pentru recunoașterea? Nu. Depășea puțin teritoriul estetic pur sau al esteticii clasice. Nu poate să fiu foarte exact. Întrebarea mă surprinde și acum, ca și atunci a filmat. E un interviu, am să vă rog să îl filmat. Cred că are mai multe cauze. Iar eu ce am simțit, că asta m-ați întrebat, o copleșitoare responsabilitate. Nici vorbă să iau ad litera, am afirmat. Dar relația noastră... De ce n-ați luat ad litera? Vă speria? Te sperie și în același timp vă mărturisesc, acum să nu ne audă nimeni, să nu se vadă, să nu se audă. Nu prea cred, nu agreez, nu sunt construit pentru topuri. Nici Nichita nu accepta topurile în poezie. Să zicem. Este un barem de unde pentru mine începe să se etaleze constelația unei epoci într-o cultură. Și dacă ai avut șansa, și nu e meritul tău. Deci dacă ai avut șansa, fără să fii președintele sau vicepreședintele unei uniuni,
fără să fii membru al Consiliului Central, prin proiect, al unui comitet central, deci fără să ai aceste adjuvante sociale, artificiale. Deci dacă ai putut să intri pe acolo, pe teritoriul ăla, istoria și Nichita are aici o teorie, vom vorbi poate altă dată, de la sine va lucra posteritatea cu legile ei și te va plasa într-un anume loc, dar ești deja intrat în constelație. Ierarhia mă sperie și o refuz, iar ca să vă vin în ajutor, îmi permite să vă ajut? Vă rog frumos, vă mulțumesc. Tot Nichita Stănescu spunea, și cred că e un argument suficient, România are 100 de poeți foarte buni, 10 poeți de geniu și un singur Eminescu. Parafrazându-l, bănuiesc, sper, dar nu mă leg de asta, nu pentru asta trăiesc, că fac parte din cei 100 de poeți, de pictori, bunicei, fericiți că pictează și că am dreptul să admir pe cei 10 pictori de geniu și că am șansă să-l admir pe Ion Andreescu din această postură. Cam atât înseamnă pentru mine licența lui Nichita Stănescu. Și acum că ne apropiem de final, din păcate, timpul nu ne permite și vă promit să ne întâlnim și altă dată sub portretul lui Nichita, spuneți-ne câteva cuvinte de despărțire în acest moment, în preajma, la începutul de la sfârșit de martie, în preajma aniversării zilei de naștere a lui Nichita, care ar fi împlinit acum câți ani? Deci anul trecut s-au împlinit 60 de ani, 61. Nichita ar fi împlinit 61 de ani. Haideți să încheiem această întâlnire cu câteva cuvinte pentru el. Doamna Ioana Bogdan, nu am altă pornire și altă dorință și altă bucurie decât să vă amintesc, să amintesc celor care l-au iubit și celor care îl iubesc fără să-l vadă, că pentru Nichita Stănescu, existența, toată existența lui, după adolescență, după maturitate, să spunem, a însemnat un singur lucru. Dăruirea pentru cauza Eminescului. El n-a făcut, după opinia mea, nimic altceva decât să slujească tot timpul, permanent, de dimineață până seară, cauza Eminescului, pe care el o știa poate cel mai bine, după George Călinescu, în epocă. El mi-a dăruit, de exemplu, volumul 9. El m-a dus la cele secrete întâlniri de la Muzeul Teatrului, la Alexandru Oprea, să mă inițieze în taina apariției integrale în scenă, cu dușmănire sale, cu toate avatarurile respective. Deci el, acum dacă îl chemăm, dacă poate să vină, dacă ar veni, m-ar da la o parte cu tandrețe. M-ar mângâia, deci, cum făcea eu fiind transevral și mi-a spune, lasă-mă bătrâne puțin, că ai băbit fantastic, dar ai obosit puțin. Și tu și... Televiziunea. Și v-ar vorbi, poate în genunchi, eu am fost mai greu aia, despre Eminescu, despre necesitatea ca în aceste vremuri să ne uităm mai mult către Eminescu, mai adânc, mai profund. Și să ne adunăm mai mult în jurul lui. Cam pentru atât. Destinul poporului român. Pentru destinul care îl vedeți cum se conturează și aici Nichita ar fi poate cel mai important personaj din epocă și eu vă propun în toate discuțiile care le veți avea cu alți contemporani de prestigiu să îi adunați cu forța dumneavoastră discutabilă și cu presiunea asta în jurul acestei făclii lumini a Eminescului. Și atunci, cel care ni l-a explicat cel mai bine pe Eminescu, aplicat la epocă, ar fi tot Nichita Stănescu. Deci, poate e cel mai mare merit în timpul vieții noastre al acestei ființe superioare. În jurul lui, Mișu, cum îi spune.
pentru că Nichita vedea poezia organizată într-o republică a poeziei, cu diverse grade de organizare, nu, de administrație, trepte pe care distribuia diverse personalități ale culturii române, iar Mișu nu avea niciun grad. Mișu era deasupra. Paranteză, permiteți-mi, ultimele poezii în 83 și puțin dinainte, și am și eu pe caset de aici, vorbesc, deci ne vorbește despre un soldat, soldatul etern al lui temă și obsesie. Poetul era soldatul, dar el nu confunda cu poetul, ah, ce-aș da un nume acum, dar nu e bine, stând într-o vilă uriașă cu 4 etaje și stând pe pașapoarte, nu pe un fotoliu, nu confunda, îl confunda cu tipul și tipologia eminesciană, nichtiană. Deci soldatul, poetul, mereu apărând granița fizică, geografică a țării, granița spirituală, limba română, care era pentru el teritoriul român. Patria lui. Patria lui. Limba română. Patria poetică. Patria poetică. Eu vă mulțumesc în numele telespectatorilor emisiunii Video Magazin și vă rugăm fierbinte să ne mai primiți în atelierul dumneavoastră și să ne mai povestiți despre Nichita, prietenii lui și despre dumneavoastră. Vă rog mai fierbinte să veniți, că nu să știți ce se mai întâmplă, să consemnăm aceste mărturii, care alături de altele, să reîntregească, să refacă filonul autentic românesc, epurat de ingerințe de toate tipurile și mai ales curat, pur. Deci să refacem traseul activistului suferinței care o să ajute generația următoare. Un tânăr telespectator care știe de Nichita din auzite și sătul de avalanșa emisiunilor politizate pe micul ecran, sătul de avalanșa politicului în viața noastră de zi cu zi, de acum, ar putea să spună ce atâta insistență pe ideea de patriotism la Nichita? România este o țară cu destinul ei, de ce atâta preocupare pentru păstrarea distinției naționale românești? Nichita se temea pentru verticalitatea destinului românesc? Foarte mult. Expresia, cred că cea mai nimerită, ca să o invocăm, este următoarea. Nu e expresie, este un îndemn care l-a făcut de câteva ori în prezența mea, la ceasul de taină, cu persoane care l-anturam. Haidați, bătrânilor, acum când românimea doarme, era miez de vară, noapte, haidați să luăm de margini minunata asta de țară și puș, 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 să o ducem puțin mai încolo, pe lângă munți elvețieni sau austrieci. Și atunci, normal, unul dintre cei mai așa reci, cauți. Nu, reci, să le spunem, un prozator distins, îl numesc pe Damian Nicula, cu pipa lui i-a spus: bă, bătâne și marea, ah, să putea să nu-mi strici tu visul meu, o să luăm și puțină mare, dar de aici conflicte, de aici războaie pe Marea Neagră, dar să rețineți, dragii mei, haideți să o ducem puș-puș, că România doarme, și mâine să ne trezim în alt teritoriu, fără acești vecini, distinși de altfel și puternici. O încărcătură foarte dureroasă. Dar să ne odihnim puțin de atâta vecinătate importantă. Să stăm și noi fără vecini, poim să ne înconjurați numai de mare.